Salutare, oameni frumoși! Bine ați venit la un nou vlog pe canalul lui Mutu, bineînțeles, de la Strehaia. Oameni frumoși, nu uitați să apăsați butonul de like, să-l rupeți în două, să-l terorizați, să-l spargeți. Bă, oameni buni! După cum vedeți și titlul, da, tot din respect. De unde atâta respect, nu pot să-mi dau seama. Numai respect și respect, adevăr incendial, prăpăd de respect și adevăr. Bă, cum a spus și ursul, fratele ursul, nu știu dacă l-ați vizionat vlogul, dar eu l-am văzut cap coadă. Și în tot timpul, dacă ies să spun un adevăr, tot vorba aia, adevăr incendial, ies. Fără teamă, fără frică, încă o dată spun, fără teamă și fără frică. Și asta să țină cont. În urmă cu câteva zile, ce credeți? Mă sună o sică. Bă, Mutule, ce vrea nepotul meu să fac? Vrea să-mi pună toată țigănia în cap? Vrea să iasă scandal în Strehaia? Vrea să facă cârcote? Vrea să facă râsuială? Și am zis, bă, stai puțin. Ce râsuială? Ce scandal? Că eu nu înțeleg. Păi a început să iasă pe vloguri, să spună, să nu știu ce, să facă live-uri pe mine. Păi bă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Tu cât ai făcut pe el? Și pe el, și pe Georgiana, și pe Anca, și pe Leo, și pe toată lumea. Tu nu vrei să facă nimeni pe tine? Sau tu vrei să zici de toată lumea și toată lumea să se înclină în fața ta? Nu? Ceva de ce nu vrei? Păi bă, dă-i respect să primești respect. Bun. Zi mă, zic, că ce, până în final, ce vrei să faci? Păi bă, Mutule, că poate că pe tine te ascultă, că sunteți prieteni, că nu știu ce, că sunteți frați, sună-l tu, te rog eu frumos și gata, să încheiem, să nu se ducă mai departe, să-l oprească și pe Vlad, să-l oprească și pe Marian, să ne oprim cu toții, să fie pace. Gata, că eu m-am săturat, eu nu mai vreau să mai intru în chestiile astea, eu nu mai vreau să mai vorbesc, eu nu mai vreau să mai discut. Și zic, bă, că tu te auzi ce vorbești? Vorbim la telefon. Da, te rog eu frumos, ia tu legătura cu el. Zic, bă, nu că îi dai ordine lui Ursu, sau lui Vlad, sau lui nu știu cine. Nu. Dar suntem prieteni, ne respectăm și cred că ne ascultăm unul pe altul. Adică cădem la o înțelegere. Nu că dăm directive sau ordine. Nu. Da. Bine, mă, zic, stai liniștit. Uite că sun eu acum și pe Vlad, îl sun și pe Ursul. Îl sunasem pe Vlad prima dată, că Ursul nu mi-a răspuns. Nu știu, era cu copiii, nu știu ce făceam. L-am sunat pe Vlad. Vlad, ce crezi că mi-a zis? Bă, îl iertăm pe că nu mai vorbim despre el cu o singură condiție. Și zic, care e condiția? Să iasă pe YouTube, pe vlog, pe live, pe ce vrea el și să-și ceară scuze de la toți pe care i-a jignit și de care i-a vorbit de ei. Și am zis, bă, terminăm cu scuzele așa. Pe mine nu mă încântă scuzele, mai ales la noi în țigănie. La noi în țigănie scuzele sunt nimic atât. Iar pe mine nu mă încântă cu nimic scuzele lui și nu mă încălzesc cu nimic scuzele lui. Că poate să dea un cap la un om și să ceară scuze după aia. Bă, aia, ce gentleman de om a fost ăsta că și-a cerut scuze, îți dai seama. După ce mă faci cu ou și cu oțet și de tot căcatul, își cer scuze. E o armă slabă, părerea mea, asta cu scuzele. Își cer scuze când faci o greșeală minoră sau, na, știu eu, care este pe măsură a scuzelor. Și zic lui, bă, dă-l naibă cu scuzele lui, te dai seama, se face de râs, coboară la un nivel mai jos decât ești, nu e bine. După aia l-am sunat pe urs și mi-a zis, Vlad, vorbim și cu ursul, vedem cum facem și o terminăm. Îl sun pe ursul. După aia. Ba, mă sună el înapoi. Eu l-am mai sunat încă o dată, dar eram la curcani atunci, n-am putut să răspund. L-am sunat eu înapoi, n-a putut el și pe aia tot așa. Îl sun pe ursul. Și ce credeți? Îi spun ursul tot ce v-am zis eu mai înainte.
Bă, uite că e treaba. M-a sunat Sică, vrea să facă, să facă pace, să pună punct, să nu mai iasă să vorbească. Era foarte liniștit, era foarte calm, cu dulceață, cu finețe. Gata, mă opresc, eu n-am chef de scandaluri, n-am chef de râsuri, n-am. Și îmi zice ăsta, că bă, mutule, mie știi ce mi-a zis? Zic, citează-mă. Ce, că cu mutul ăla, mă prind eu cu el prin oraș, am eu grijă de el, dau bot în bot cu mașina. Domnul Sică. Revenim și la mașina, cu bot în bot. Și zic, așa ți-a zis, mă? Da, mă, așa mi-a zis. Și zic, bă, ursule, uite care e treaba, frățioare. Hai să punem stop. Nu că de teamă că de el cu mine bot în bot cu mașina. Dar râsul la multă, mă. Mie nu-mi place căcaturile astea, să mă scuzați de expresie acum. Nu-mi place râsul la asta și scandalul ăștia. Că el e obișnuit. El asta a făcut o viață întreagă, n-a făcut altceva. Deci să bârfească, să intre în scandalul, să zică și de ăla și de ăla, numai adevăr și numai adevăr. Bă, recunosc și eu am zis de foarte mulți. Au zis și mulți de mine. Dar așa, la politețe, la mai subtil, mai subînțeles, mai cu o caterincă, mai cu o părere. Nu acuzații grave. Bun. Ce mi-a zis Iusu? Bă, mutule, uite, fii atent cum facem. Bă, sună-mă înapoi. Că nici mie nu-mi place părăsuiala și scandalul cu el. Sună-l înapoi și să facem pace. Nu cu scuze, că am vorbit și eu cu Vlad. Vlad discutase și lui tot la fel și a spus și el exact ce am zis și eu. Nu cu scuze, cu nu știu ce. Ok, bine, mă, îl sun înapoi, dar ce să-i spui? Așa cum am vorbit noi în privat, așa să rămână. Nu după aia să facă vlog și să spună că din respect, că nu știu ce, iar să intervine cu respect pentru Anca, că din respect pentru Anca. Are respect pentru Anca, mai de mamă și domnul. Să o termină, gata, aici am pus, spun noi în privat, și se încheie aici discuția. Nu mai face vlog-ul, nu mai face primire, să nu mai facă live-ul. Îl spun înapoi pe Sică. Bă, Sică, uite care e treaba. Bă, să oprește și Vlad, să oprește și Ursul, să oprește toată lumea. Mă opresc și eu cu subînțelesurile, cu subtil, cu una alta. Nu te mai aduc în nicio discuție. Bine, nu te-am adus pe tine discuții de... Nu te-am adus de foarte multe ori în discuție. Te-am adus la Caterinca, la Brăjeală. Nu că te-am adus pe tine că ești un subiect sau ești cel mai important. Nu. Și zic lui Sică în felul următor. Bă, Sică, uite că e treaba. Ursul a zis așa. Nu mai faci vlog, nu mai faci premieră, nu mai nimic. Nu să o dai după aia că m-am oprit din respect pentru ACA sau din respect pentru nu știu cine. Ce credeți, mă, că mi-a zis? Bă, mutule, să-ți trăiască copiii tăi, să-ți trăiască familia ta și tot ce iubești tu. Gata. Îți mulțumesc din tot sufletul meu. Chiar ești un băiat de treabă. Chiar îmi place de tine. Tu ai fost tot timpul un băiat elegant, un băiat cu caracter. Și am zis, că lasă-mă treabă cu vrăjelile tale cu asta. Nu mai mă lua pe mine cu vrăjel, cu băiat de caterincă, cu un băiat de nu știu ce. Bă, atât de calm era și atât de credibil era, că a zis că gata, pune punctul. Ce credeți? Face live? Face premieră? Face vlog? Tot aceleași discuții și tot aceleași titluri și tot același adevăr incendiar și dezbateri numai de adevăr. Bă, eu acum te întreb pe tine, una faci, una zici și alta faci? Ce vrei tu să faci până la urmă? Ești un de 50 și ceva de ani, aproape 60. 60 fără 7. Îmi zice leu, 60 fără 7. Unde vrei să mergi?
Vrei continuitate? O să ai continuitate de acum încolo. Asta cauți. Nu cauți altceva. Fă-ți, mă, subiect pe rădăcini, pe leuștean, pe mărar, pe dragavei, pe lobodă. Au ieșit sucrean. Au ieșit buruienile astea. Fă-ți content pe ele. Acolo cât ai, nu contează. Dacă nu vrei ceată și scandal. Ce să-ți mai zic mai mult de atât? Cu mașina pot un bot. Bă, zic. Bă, ești mai în vârstă ca mine. Bă, eu te respect așa pentru anii care ai. Dar ei degeaba, sincer spun, ei degeaba. Bă, nu trebuie să dai cu mașina. Tu poți să vii cu mașina, că eu vin pe jos. Și dau cu tine bot în bot. Să nu uităm că cu mașinile s-a mai... Am mai fost în cine, nu vreau să intru în subiect. Și să bag pe altcineva în subiectul ăsta acum. Vreau să-mi amintesc în urmă cu mulți ani ce s-a întâmplat cu mașinile în orașul ăsta și prin Rontul și prin Șanțuri. Înțelegi? Eu am fost ăla, da? Tu dacă vrei cu mine scandal și cârcotă, nu trebuia să-i spui lui ursul, trebuia să-mi spui mie. Dar tu ai venit la mine finuț, elegant, cu dulceață, cu nu știu ce. Și la ursul te-ai dus cu smardoială, cu șmecherie. Nu-i așa? Păi vezi, bă, că ție îți place scandalul ăsta. Cum ți-a plăcut o viață întreagă. Numai râsuială. Altceva nu știi să faci decât râsuială pe YouTube. Și să spui tu adevăr. Gata, a înțeles oamenii adevărul de la tine. A înțeles totul de la tine. Acum mergi în continuare. Că nimeni nu se mai oprește acum. Acum fă-ți premieră și adevăr și contente numai pe așa ceva. Numai pe noi. Și cu mine o poți rezolva. Dacă ai zis lui că o poți rezolva cu mine real, te aștept real oricând vrei tu. Oricând vrei tu, dar să vii. Să nu mai îmi întorci spatele când mă vezi prin oraș și te întorci cu spatele. Să te prefaci că nu mă vezi. Asta se face. Ce dracu? Păi dai și tu smardoială în orașul ăsta. Bă, pe bune, o dai smardoială în orașul ăsta. Nu m-am amenințat, n-a fost în orașul ăsta. E domnul Sic. Că sună și vorbește. Sic. Păleg după mașină, îl duc până la Leo, târâș, dau cu el o tură pe la Renata, pe la Dana, că tot a zis că vrea să filmeze pe la... Și după aia vin cu el legat după mașină și știu unde îl parchez. La Anca. Foarte bine. Că prea se respecte la atât de mult. Și l-ați parcat acolo la Anca. Sau la Patoana, la cine să-l parchez? Nu, mă, la Anca îl parchez mai bine. Îl parchez la Anca. Că poate așa fac și o vizualizare. Dacă îl parchez acolo legat după mașină cu Funia, am și o vizualizare la canal. Și mă filmez și cu Anca. Tot din respect. Pentru Anca. Cât respect are omul ăsta. Mare respect. El nu mai e numai cu respectul. Altceva nu mai are altceva. Uite că și eu am respect tot pentru Anca, fosta soție lui Leo de la Strehaia. Na, zic acum să zici și tu ceva. Vezi cum o bași tu pe sorota în discuții degeaba? Că tu îi vrei binele, tu o respecti pe soluta, dar nu mai respecti pe celălalt. În urmă cu câțiva ani, mai întotdeauna ai dat în sora ta. Și o înjoseai și ziceai fel și fel de lucru. Acum a venit respectul din dodoașcă. Nu, mă, dacă respecti pe cineva, respecti de la bun început până la final, așa cum e. Nu să-i atragi publicul. Da, ce zici după aia? Oamenii ăștia sunt proști. Îi pun și o parte pe Anca și după aia fac și eu acolo ce fac și gata. Dar uite, vezi că nu merge bine. S-a duc ei care se încurcă în propria vrăjeală. Tu ești ăla. Mai era încă unul, acum tu ești al doilea. Nu merge, mă, zică. Fă-ți contentul în continuare, ne facem și noi contentul în continuare și mergem tot înainte. Dacă asta ai vrut. Și îți mai repet încă o dată. Nu uita.
Eu sunt aici lângă tine, ne putem vedea oricând. Și dacă vrei totuși, că tu vrei, tu nu vrei să le clarifici în privat, la telefon, că suntem real. Tu vrei să le faci pe YouTube. Când ne întâlnim, am o propunere pentru tine. Dăm drumul la live pe YouTube ca să demonstrezi adevărul incendiar că te-ai întâlnit cu Mutu și ai dat cu el bot în bot. Eu, unul, chiar dau drumul la live și dai și tu drumul la live. Ca să fie publicul cât mai mare. Sau dai tu drumul la live și eu te distribui pe canal. Ca să ai public, mă. Atunci, față în față, când ne vedem noi față în față. Așa e ajuns, mă, să mă miniți tu pe mine. Ferească-te Dumnezeu. Doamne, tu nu vrea, nu mai vreau să mai vorbesc. Pe cuvânt. Dacă și tu ai ajuns să mă ameniți pe mine, să-mi fie frică de tine, vai de mamă și tu. Mă duc și mă spânzur. Pe cuvânt. Așa că, neneasică, încă o dată. Fă-ți la amploa. Nu te aștepta ca tu să vorbești de toată lumea și toată lumea să nu vorbească de tine. Nu. Dacă vorbești de cineva, să ai așteptări să scoate acel cineva un adevăr despre tine. Nu doar tu ești cu adevărul. Că cu toți avem minusuri. Cu toți avem un trecut, cu toți avem greșeli în viața noastră. Așa că greșelile și minusurile poate să iasă la iveală. Și de la alții. Așa mi se pare corect. Dacă scoți ceva la iveală despre mine... Așa că, domnul Sică, eu te aștept în viața reală. Lăsăm pe ăla din Spania, cum îi spui tu. Cu mine ești aici la 200 de metri distanță. Dacă totuși rezezi ursul chestiile astea despre mine, o să dai cu mine pot în pot, te aștept oricând. Dar ți-am zis condiția. Pe live. Dacă suntem asumați și ne luăm fapte, să fim asumați pe YouTube. Că asta știți voi. Doar pe YouTube. În viața reală sunteți lași. Face to face, cum spunem noi, față în față, sunteți lași. Stați cu coada între picioare. Bă, sticlă aici, smart 2. Am spus de foarte pe taste și în sticlă, sunteți cei mai șmecheri, mă. Dar în fața reală, cherchea berchea. Nu vă ține. Asta faceți voi. Nu vă ține viața în fața reală. Dar aici dăm din gură și vorbim non-stop. Și în fața, în viața reală, ce sunteți? Nimica tot. Asta e smardoiala la voi, bă, YouTube-ul. Să ieșim pe YouTube și să ne spunem râsurile, măscăriciurile și toate astea. Nu? Păi dacă eu am fost finuț cu tine, bă, și am zis, hai mă, l-am sunat și pe urs, m-am rugat și... Lasă-l, bă, dă-l naibii. Asta e, a vorbit, gata, pune stop și cu asta, basta. Dar tu dai continuitate. Nu? Nu, mă, trebuie să te oprești odată pentru totdeauna. Nu că îți dai eu directive. Poți să te oprești, poți să nu te oprești. Îți spun așa, finuț, băiețește, ca să te oprești. Și ți-am spus-o și în telefon și te-am și crezut, mă, pe cuvânt. Când a zis, bă, gata, pune stop, să mor de nu te-am crezut. Pe cuvântul meu. Da, uite. Nu uite și tu. Acum poți să ieși și tu pe live și să spui, sau pe vlog, pe ce vrei tu, să spui, da, bă, n-am vorbit cu mutuntele la telefon. Sau n-am vorbit cu ursul. Acum să ne faci mincinoși. Măcar acum să ieși și să confirmi ceea ce spun eu aici. Că m-ai sunat pe mine și te-ai rugat de mine ca să oprim măscăriciul ăsta. Eu nu eram băgat în el. Tot timpul intru, știi cum ai băgat pe mine acum? Cum a făcut patroana. Da, Mutule, te rog, eu, du-te tu și spune ursul, vorbește tu cu ursul să-mi aducă copiii pe acasă, că cu tine vorbește, că nu știu ce. Și când colo iasă patroana, că mi-a dat ursul 3 milioane, 2-3 milioane. Așa ai făcut și tu acum. Apelați la Mutu să le rezolvă Mutu și după aia îl băgați pe Mutu. Băi, eu-s prea băia bun, să nebunezi, nu-s prea băia bun. Băi, eu rup și cămașa de pe mine, mă, și ți-o dau. Dar să te ferească Dumnezeu și toți sfinții. Și Papa Ion al șaptelea. Când mi-a ieșit eu din papuci, atunci să vă țineți. Pe bune, zic.
A zis de foarte multe ori, nu-s martui, nu-s mafiu, dar să nu ies eu din papucii mei, că eu ies foarte greu. Dar și când ies, nu mai mă oprește nici patrona de la Strahea. Oameni frumoși, ăsta am fost și eu. În seara asta intrăm